Salut! Vom rezolva în cele ce urmează testul 4 de antrenament al MatPDR, pe care iată l avem aici, cu subiectul 1, subiectul al doilea, la ambele subiecte, după cum știm, contează doar să alegem răspunsul corect, nu este vorba de redactare completă a unei rezolvări, subiectul al treilea, cu problema de pus în ecuație, calculul algebric, Operații în R și problemele 4, 5 și 6 de geometrie plană, respectiv problema de geometrie în spațiu. Și vom începe atunci cu prima problemă a subiectului 1, problema 1, restul împărțirii numărului 105 la 23 este. Deci trebuie să efectuăm împărțirea: 105 împărțit la 23. Ne punem problema de câte ori intră 23 în 105, și întrucât 5 ori 23 ar fi deja egal cu 115, atunci nu va intra de 5 ori, ci de 4 ori. 4 ori 3 este 12, 4 ori 2, 8, cu 1 din minte 9, efectuăm atunci scăderea și obținem 13. Acest 13 pe care l-am obținut este restul. Deci restul împărțirii numărului 105 la 23 este 13. Și să vedem următoarea problemă. Problema 2. Dacă 40% din x este egal cu y, atunci valoarea raportului x supra 2y este. Ce am putea face aici este să îl înlocuim în x supra 2y pe y cu 40% din x. Așa că Vom scrie faptul că x supra 2y este egal cu și folosim acest lucru: 40% din x este y, deci va fi x supra 2 ori 40% din x, deci 40% ori x, x cu x se vor simplifica și atunci obținem 1 supra 80%. Acum ce înseamnă 80%? 80% înseamnă 80 supra 100. Care este egal mai departe cu? În primul rând putem simplifica. 80-100 se simplifică cu 10. S-ar simplifica chiar cu 20. Dar putem face acest lucru după. 1 supra 8 pe 10 este 8 pe 10 inversată, adică 10 supra 8. Și dacă simplificăm în continuare cu 2, este egal cu 5 supra 4. Acum, uitându-ne la variantele noastre de răspuns, nu găsim fracția ordinară 5 supra 4. Și atunci, haideți să vedem scrierea decimală 5 supra 4, dacă îl împărțim pe 5 la 4, 4 în 5 intră o dată, 1 ori 4 este 4, prin scădere ne rămâne 1, coborâm un 0, 4 în 10 intră de 2 ori, punem virgulă, deoarece aici deja suntem la decimale. Prin scădere ne va rămâne 2, dar pentru că nu mai avem destul spațiu, ne mutăm împărțirea aici, 10 minus 8 este 2, din nou coborăm în 0 și 4 în 20 intră de 5 ori, 5 ori 4 este 20. Așadar, 5 supra 4 este egal cu 1,25. Răspuns corect, varianta B, 1 supra 25. Și desigur, o altă variantă pe care aveam pentru a obține scrierea decimală a lui 5 pe 4, era să folosim amplificare. Amplificam cu 25, pentru a obține la numitor 1 urmat de zerouri. 5 ori 25 este 125, supra 100 și atunci știm că se poate scrie ca 1,25, da? atâtea zecimale câte zerouri avem la numitor. Deci, răspuns corect, varianta B, 1,25 și trecem mai departe la cea de-a treia problemă. Aici avem opusul numărului 0,2 este egal cu. Foarte important de știut aici diferența dintre opusul x, care este minus x, și inversul lui x, care este 1 supra x, deci opusul 0,2, va fi 0,2. Iar inversul ar fi fost 1 supra 0,2. Și atunci, răspuns corect, varianta A, 0,2. Ceea ce ne aduce aici la problema 4. Diferența dintre pătratul numărului minus 2 și cubul al celuiași număr este egală cu. Și atunci să le luăm pe rând. Pătratul numărului minus 2 este minus 2 la puterea a doua, care este egal cu 4, deoarece minus la putere pară este plus. Apoi, cubul aceluiași număr va fi 2, pardon, minus 2 la puterea a treia. Ei bine, aici exponentul este impar și atunci minus la puterea a treia vom obține minus și 2 la treia este 2 ori 2 ori 2, adică 8. Noi avem de calculat diferența dintre pătratul numărului și cubul numărului. Și atunci vom avea diferența, deci scădere, 4 minus cubul numărului care este minus 8. 4 minus minus 8 este 4 plus 8 care este egal cu 12. Și atunci avem aici răspuns corect C, 12. Și mergem mai departe la problema 5 un număr irațional cuprins între 8 și 9 este? Păi haideți să vedem. În primul rând, numărul nostru trebuie să fie irațional. Deci variantele B și C, care sunt numere raționale, sunt excluse. Și atunci avem de verificat în continuare dintre 6 radical din 2 și 3 radical din 6, care este acel număr cuprins între 8 și 9. Pentru că în scrierea acestora folosim radicalul, putem să folosim și pentru 8 și 9 următoarele scrieri. 8 este radical din 64. Radical din 64 este egal cu 8. În timp ce 9 este radical din 81. Și atunci pentru 6 radical din 2 și 3 radical din 6, introducem factorii sub radical. 6, când introducem sub radical, va fi 6 la 2, 36, ori 2, pe care l avem sub radical, este 72. În timp ce dacă introducem sub radical pe 3, va fi 9, ori 6, 54. Ei bine, dintre aceste două, 72 este cuprins între radical din 64 și radical din 81. Radical din 72 deci, va fi răspunsul corect. Iată, radical din 54 nu este cuprins între radical din 64 și radical din 81. Deci, nu este un răspuns corect. Și atunci, răspuns corect, varianta A, 6 radical din 2. Și mergem atunci mai departe, la problema 6. În figura de mai jos, sunt reprezentate limbile străine studiate de mai mulți elevi ai unei școli. Afirmația sunt 21 de elevi care studiază atât limba germană cât și limba franceză este A. Adevărată, B. Falsă. Și dacă ne uităm pe figura noastră, vom observa că cele trei cercuri sunt mulțimile care cuprind numărul de elevi care studiază limbile engleză, franceză, germană, și că există elevi care să studieze două sau chiar trei limbi. În același timp, în cercul roșu îi găsim pe cei care studiază germană și în interiorul cercului albastru pe cei care studiază franceză. Și atunci ne este ușor să observăm că acești 7 elevi și acest 14 elevi se regăsesc în interioarele ambelor cercuri. Și atunci avem 7 cu 14 care studiază atât germană cât și franceză. Și cum 7 plus 14 este 21, înseamnă că noi avem 21 de elevi care studiază ambele limbi. Deci, afirmația conform căreia 21 de elevi studiază atât limba germană cât și limba franceză este A adevărată. Ceea ce ne rezolvă problema 6 și odată cu ea subiectul 1 roman. Să vedem mai departe subiectul al doilea. Problema 1. În figura de mai jos, punctele ACB sunt coliniare, astfel încât BC este egal cu AC plus 5 cm și BC este egal cu de două ori AC. Atunci, lungimea segmentului AC este egală cu... Acum, să ne gândim puțin la aceste două propoziții. Pe de o parte, avem că BC este egal cu AC plus 5 cm. Și pe de altă parte, avem faptul că BC este egal cu de 2 ori AC. Acest lucru ne permite o substituție, adică în ecuația scrisă cu roșu, în locul lui BC, îl putem scrie pe de două ori AC. Și atunci vom obține că 2 AC este egal cu AC plus 5 cm. De unde ne rezultă dacă îl trecem pe AC din membru drept în membru stâng cu minus? 2AC minus AC. AC este egal cu 5 cm. Deci avem lungimea segmentului AC. Nu ne trebuie lungimea segmentului AC. Deci răspuns corect, varianta A, 5 cm. Să vedem atunci problema 2. Aici ne întâlnim cu unghiuri. În figura de mai jos, unghiul BAC are măsura de 152 de grade. AD este bisectoarea unghiului BAC, iar AE este bisectoarea unghiului CAD. Dreptele AE și AF sunt perpendiculare și atunci ni se cere măsura unghiului BAF. De să reluăm. În figura de mai jos, unghiul BAC are măsura de 152 de grade. Deci noi cunoaștem această măsură a unghiului BAC. Apoi, AD este bisectoare a unghiului BAC. Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă că unghiurile BAD și cu CAD au măsuri cunoscute acum. Ele sunt congruente și deci măsurile lor vor fi de 152 împărțit la 2 egal 76 de grade. Deci, măsurile acestor unghiuri sunt de 76 de grade. Mai departe, ce ne spune problema? AE este bisectoarea unghiului CAD. Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă că unghiurile CAE și DAE sunt congruente. Măsurile lor vor fi jumătate din 76 de grade. Deci, 38 de grade și putem completa acest lucru pe desen. 38 de grade cele două măsuri de unghiuri, iar apoi ni se spune că dreptele AE și AF sunt perpendiculare. Deci, măsura unghiului EAF este de 90 de grade. Și ceea ce ni se cere este atunci măsura unghiului BAF. Ei bine, dacă ne uităm pe construcția noastră, haideți să le evidențiem pe A aici, deoarece cu notațiile noastre am cam trecut peste A. Deci dacă ne uităm pe construcția noastră, noi cunoaștem măsura unghiului BAC, care este de 152 de grade, măsura unghiului FAE, care este de 90 de grade și măsura unghiului EAC, care este de 38 de grade. Și atunci, pentru a afla măsura unghiului BAF, vom scădea din măsura unghiului BAC, adică 152 de grade, măsura unghiului FAE, adică 90 de grade, și apoi măsura unghiului EAC de 38 de grade, obținând astfel că BAF are măsura de 24 de grade. Răspuns corect, varianta A. 24 de grade. Și să vedem atunci următoarea problemă. Problema 3. În figura de mai jos, triunghiul MNP este dreptunghic în N, iar NO este bisectoarea unghiului MNP. Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă că MNO și ONP sunt congruente, ba mai mult pentru că unghiul este drept, au măsurile de 45 de grade. Și este bine așa cum am făcut o și în problema anterioară, pe măsură ce citim textul problemei, să vedem cu, fie, cu ce ne ajută fiecare bucățică de informație care ne este dată. Mergem mai departe. O aparține ipotenuzei MP, OK. Următoarea propoziție, punctul Q este piciorul perpendicularei din O pe MN. Deci aici avem un unghi drept, OQN iar ON are lungimea de 8 cm. Atunci lungimea segmentului NQ este egală cu și deci trebuie să o aflăm. Pentru că triunghiul NQO este un triunghi dreptunghi cu un unghi de 45 de grade, înseamnă că triunghiul NQO este un triunghi dreptunghi chisoscel. Deci NQ și QO, cele două catete, sunt de lungime egale. Mai mult, în triunghiul dreptunghic isoscel, NO care este ipotenuză este egală cu NQ ori radical din 2 sau OQ ori radical din 2. Adică în triunghiul dreptunghic isoscel, ipotenuza este egală cu catetă radical din 2, fiind diagonală a unui pătrat. Este bine că atunci când ne ducem la examen deja să știm aceste lucruri, deoarece ele ne fac viața mult mai ușoară. Și atunci, dacă NO, a cărui lungime o cunoaștem de 8 cm, este NQ ori radical din 2, înseamnă că NQ va fi egal cu 8 supra radical din 2 cm. Raționalizăm prin amplificare cu radical din 2. Este 8 radical din 2 pe 2 cm. Și iată o simplificare, 2 cu 8 se simplifică, ne rămâne 4 și respectiv 1. Deci 4 radical din 2 cm este lungimea lui NQ. Răspuns corect, varianta B, 4 radical din 2. Acum să zicem că nu știm acest lucru, ipotenuza este catetă radical din 2. Ce puteam face atunci? Era să aplicăm teorema lui Pitagora. NQ și QO fiind de lungime egale, atunci cu teorema lui Pitagora aveam x pătrat plus x pătrat este egal cu NO la 2, adică cu 8 la 2, 64, de unde obțineam că 2x pătrat este egal cu 64, așadar x pătrat este egal cu 32 și de aici obținem atunci că x este radical din 32, adică 4 radical din 2 cm. Dar dacă știm că în triunghiul dreptunghic isoscel ipotenuza este catetă radical din 2, cred că putem fi de acord că rezolvarea este mai rapidă. Și trecem atunci mai departe la problema 4. Aici ne întâlnim cu un romb. În figura de mai jos ABCD este un romb cu aria egală cu 2400 cm pătrați și perimetrul egal cu 200 de centimetri. Atunci, distanța de la punctul B la dreapta AD este egală cu. Haideți să ne construim distanța de la B la AD, ceea ce înseamnă să construim o perpendiculară prin B la AD și piciorul perpendicular îl putem nota cu E, iar BE, lungimea acestui segment, este distanța de la B la AD. Acum, ce trebuie să știm aici? este că BE pentru romb este o înălțime. Și este important de știut că aria rombului, deși se poate calcula cu diagonală 1 ori diagonală 2 pe 2, deoarece este un patrulater ortodiagonal, deci cu diagonale perpendiculare, se poate calcula și ca fiind aria oricărui paralelogram. Rombul este un paralelogram. Deci se poate și cu înălțime, ori bază, adică latura pe care am construit înălțimea, în cazul de față AD. Și este important să știm ambele metode de calcul a ariei rombului, deoarece iată această problemă este despre această formulă. Noi avem aria care este de 2400 cm și atunci aria rombului care este 2400 cm pătrați Va fi egală cu înălțime, ori bază, ceea ce înseamnă că, în continuare, noi trebuie să aflăm lungimea acestei baze, deci a unei laturi a rombului, pentru a ne afla lungimea înălțimii. Și aceasta o putem afla din faptul că perimetrul rombului este de 200 de centimetri. Dacă perimetrul rombului ABCD este de 200 de centimetri, rombo având cele patru laturi egale, atunci ne rezultă că lungimea unei laturi AD va fi de 200 împărțit la 4. 4 laturi egale centimetri, adică AD este de 50 de centimetri. Și atunci cunoscând lungimea lui AD, ne putem întoarce aici în formulă. Avem înălțime ori bază, care va fi atunci înălțime ori 50. Și de aici obținem lungimea înălțimii. Deci, înălțimea va fi 2400 împărțit la 50 cm, care este egal cu 48 de cm. Deci, distanța de la punctul B la dreapta AD. Răspuns corect, varianta A, 48 cm. Și mergem atunci mai departe la problema 5. Aici ne întâlnim cu un cerc. În figura alăturată, PA este tangentă în A la cercul de centru O și rază OB. Iar segmentele AP și AB sunt congruente. Dacă măsura unghiului APB este egală cu 70 de grade, aflați măsura unghiului AOB. Și acum dacă ne-am notat observațiile pe desen, deci ceea ce ni se dă în datele problemei, atunci ne este ușor să vedem că triunghiul PAB, întrucât AB și AP sunt congruente, este un triunghi isoscel și deci cele două unghiuri, cu vârful în P și cu vârful în B, sunt congruente, deci de 70 de grade. De unde ne va rezulta? Că măsura unghiului BAP va fi 180 de grade minus 2 ori 70 de grade, deci va fi egal cu 40 de grade. Avem atunci măsura unghiului BAP. De ce ne ajută acest lucru? Deoarece combinăm cu celelalte cunoștințe pe care le avem legate de cerc, și anume, întrucât PA este tangentă la cerc și OA este o rază, trebuie să știm că rază este perpendiculară pe tangentă, în punctul de tangență. Deci măsura unghiului OAP va fi de 90 de grade. Și dacă BAP este de 40, înseamnă atunci că OAP este de 90 minus 40 adică 50 de grade. Având atunci măsura unghiului OAP de 50 de grade, ne folosim de faptul că OA și OB sunt raze și atunci sunt congruente. Deci triunghiul BAO este isoscel și și unghiul OBA, la fel ca unghiul OAB, va avea măsura de 50 de grade. Atunci, în triunghiul nostru isoscel, când dorim să aflăm măsura unghiului cu vârful în O, vom scădea din 180 de grade celelalte două măsuri de unghiuri, adică 50 ori 2, care este egal cu 100 de grade, și vom obține că măsura unghiului AOB este de 80 de grade. Răspuns corect, varianta C, 80 de grade. Și să nu uităm că de fiecare dată când vorbim de tangentă la cerc într-un punct, raza și cu tangenta determină un unghi de 90 de grade. O proprietate la care trebuie să ne gândim de fiecare dată când auzim tangentă la cerc. Mergem atunci mai departe la problema 6 și aici avem un bazin în formă de cub poate conține maxim 27.000 de litri de apă. Adâncimea bazinului este egală cu. Și ce înseamnă că poate conține maxim 27.000 de litri de apă? Înseamnă că volumul cubului este de 27.000 de litri. Acum aici, noi trebuie să cunoaștem conversia, adică să știm că un litru este un decimetru cub, adică într-un cub cu muchia de un decimetru ar încăpea un litru de apă. Răspunsurile pe care avem ale afla sau a stabili care din acestea este corect sunt date în metri. Deci noi trebuie să facem aici o conversie și cum un litru este un decimetru cub, și știm că un metru cub are 1000 de decimetri cubi, înseamnă că un metru cub ar avea 1000 de litri. Și atunci, pentru volumul nostru care este exprimat în litri, dacă volumul cubului este 27000 de litri, atunci, tăind cele 3 zerouri, vom obține o conversie în metri cubi. Deci, volumul cubului este de 27 de metri cubi. Volumul este dat de formula latura la treia. Mă rog, muchie la treia, da? pe care o notez cu L. Și atunci L va fi egal cu 3. 3 metri, pentru că 3 la 3 este 27. Așadar, bazinul nostru este de 3 metri pe 3 metri și cu adâncime sau înălțime de 3 metri. Răspuns corect, varianta A, 3 metri. Ceea ce ne rezolvă atunci problema 6 și odată cu ea și subiectul 2. Putem trece mai departe la problemele unde este importantă redactarea completă, problemele de la subiectul 3. Subiectul 3, problema 1. Călin câștigă lunar un venit din care plătește 45% taxe. După ce își plătește taxele, călin plătește 2000 de lei pentru chirie. În luna ianuarie, după ce a plătit taxele și chiria, lui călin îi rămân 4600 de lei. Și prima întrebare: A. Este posibil ca în luna ianuarie venitul lui călin înainte de taxe și chirie să fi fost de 9000 de lei? Justificați răspunsul. Păi haideți să vedem. Dacă înainte de taxe și chirie venitul lui Călin ar fi fost de 9000 de lei, înseamnă că după ce își va plăti taxele și chiria, trebuie să rămână cu 4600 de lei. Deci, haideți să începem cu cei 45% pe care îi plătește în taxe. 45% din 9000 de lei înseamnă 45% ori 9000. Și atunci avem 45% supra 100 ori 9000, putem simplifica și obținem atunci 45 ori 90, care va fi egal cu 4050. Deci acești 4050 de lei îi plătește sub formă de taxe. Atunci lui Călinei rămân 9000 de lei, Minus 4050 de lei, adică 4950 de lei. Ce trebuie să facă în continuare călin este să plătească cei 2000 pentru chirie. Deci, 4950 de lei minus 2000 va fi egal cu 2950 de lei, bani care îi rămân. Ceea ce nu îndeplinește condițiile problemei, întrucât lui călin trebuiau să-i rămână 4600 de lei. Deci, răspunsul la întrebarea dacă este posibil ca lui călin, înainte de taxe și chirie, să-i fi venit 9000 de lei, este nu, nu este posibil. Și atunci să vedem cea de-a doua întrebare. Punctul B. Aflați care a fost venitul lui călin în luna ianuarie, înainte de a plăti taxele și chiria. Păi să notăm atunci venitul lui călin cu X, deoarece nu-l cunoaștem și dorim să-l aflăm și să vedem ce se întâmplă cu venitul lui călin. În primul și în primul rând, din acest venit, el plătește 45% taxe. Deci, din x se scade 45% din x, desigur. Acum, când a primit venitul, acesta era venitul întreg, deci era 100% din venit. Și atunci, dacă din 100% noi eliminăm 45%, atunci 100 minus 45% obținem 55% din x este ceea ce rămâne lui Călin după taxe. Dar Călin se pare că mai are de plătit niște bani. Adică iată, după ce plătește taxele, el mai trebuie să plătească 2000 de lei pentru chirie. Și atunci, din 55% care au rămas, deci 55% din X, mai trebuie să scădem 2000 de lei pentru chirie. Și după ce își plătește taxele și chiria, rămâne cu 4600 de lei. Deci este egal cu 4600. Așadar, am obținut o ecuație în X, din care putem afla venitul lui Călin. Putem trece pe 2000 din membru stâng în membru drept cu semn schimbat și obținem atunci că 55% din X, adică 55 pe 100 din, adică ori X, este egal cu 4600 plus 2000, care este 6600, de unde obținem că x va fi 6600 împărțit la 55 pe 100, adică ori inversa, 100 pe 55. Observăm că putem simplifica pe 66 și 55 cu 11, ne rămâne 5 și respectiv 600. Iar apoi, dacă dorim, putem simplifica și pe 5 cu 100, ne rămâne 20 și respectiv 1, rezultatul final atunci, 620, 12.000. Aceștia sunt lei și atunci acesta este venitul pe care călin trebuie să-l aibă la începutul lunii pentru ca, după taxe și chirie, să rămână cu 4600 de lei. Ne-am rezolvat atunci prima problemă, putem trece mai departe la problema 2. Problema 2 se dă expresia E de x pe care iată-o avem aici, unde x aparține lui r fără 1, 5, 3 și 4. La amic, ni se cere să arătăm că E de x este egal cu x pătrat minus 5x plus 4. Acest lucru înseamnă desigur să ne aducem expresia la o formă mai simplă. Și pentru a lucra cu aceste două fracții algebrice din paranteză, cel mai probabil că va trebui să descompunem pe x pătrat minus 5x plus 4. Așa că haideți să facem acest lucru. Avem x pătrat minus 5x plus 4. Și o metodă pe care o știm aici de descompunere este să rescriem acest termen cu x. Dacă nu avem neapărat Spiritul de observație suficient antrenat, putem apela la acea tehnică pe care ați învățat-o la școală, și anume să ne uităm la coeficienți și să căutăm două numere care adunate dau minus 5 și înmulțite dau unor 4, adică 4. Deci, ce două numere adunate ne-ar da minus 5 și înmulțite ne-ar da minus 4? 1 ori, pardon, 4. 1 ori 4 este 4. Și căutăm aici numere întregi. Și sigur că, dacă vrem ca înmulțite să dea 4, am putea avea 2 ori 2, dar 2 plus 2 nu ne dă minus 5, minus 2 cu minus 2, adunate nu dau minus 5, sau 1 cu 4 și minus 1 cu minus 4, adunate ne dau minus 5 și mulțite ne dau plus 4. Deci minus 1 și minus 4 sunt cele două numere. Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă că ne rescriem acest minus 5x ca fiind minus 1x minus 4x. Deci după minus 1 și minus 4. Și avem atunci x pătrat minus 1x minus 4x plus 4 este egal mai departe cu scoatem factor comun pe perechi din primii 2 pe x vom avea x pe lângă x minus 1, din următorii 2 pe minus 4 și vom avea minus 4x împărțit la minus 4 care este x, iar apoi plus 4 împărțit la minus 4 care este minus 1 și iată din nou x minus 1 va fi factor comun. Deci avem factor comun x minus 1 pe lângă ceea ce ne rămâne este x minus 4. Deci x minus 4. Observăm tot în expresia noastră că al doilea numitor este 1 minus x. Ei bine, 1 minus x este opusul lui x minus 1. Adică 1 minus x este egal cu minus pe lângă x minus 1. Dacă desfacem paranteza, vom avea minus x minus minus 1, care este plus 1. Adică plus 1 minus x. Și este important să observăm aceste lucruri, pentru că acestea sunt niște capcane care ne pot apărea în calculul algebric. Faptul că 1 minus x este minus pe lângă x minus 1, ceea ce ne va ajuta să aducem la numitor comun. Pentru că, iată, dacă ne scriem expresia, deci e de x-ul nostru este egal cu 2x minus 1 supra x pătrat minus 5x plus 4. Am văzut că este x minus 1 pe lângă x minus 4 minus 1 supra. Deci când ne scriem aici, în loc de 1 minus x, putem scrie minus pe lângă x minus 1. Care înseamnă că deja aduce mai ușor la numitor comun. Totul la puterea minus 1 ori 3x minus 5. E de x este egală cu. a pentru fracția noastră, plus supra minus este minus. Deci, semnul fracției ar fi minus, și cu minusul din față va fi plus. Deci, noi putem rescrie 2x minus 1 supra x minus 1 pe lângă x minus 4 plus. 1 supra, ziceam minus cu minus, ne dau plus, acest plus de aici. Deci plus 1 supra, x minus 1, totul la puterea minus 1, ori 3x minus 5. Ceea ce înseamnă că a doua fracție algebrică trebuie să o amplificăm pentru a avea numitor comun cu x minus 4. Și atunci e de x. Este egal cu, vom scrie o singură fracție. Numitorul este x minus 1 pe lângă x minus 4, iar la numărător avem 2x minus 1 plus x minus 4, totul la puterea minus 1, ori 3x minus 5. Este egal mai departe cu. 2x plus x este 3x. Minus 1 minus 4 este minus 5, supra, x minus 1, ori x minus 4, la puterea minus 1, ori 3x minus 5. Ne vom face puțin loc prin ștergerea calculelor de deasupra. Ne amintim cu această ocazie ridicarea la putere cu exponent număr negativ, și anume faptul că a la minus n este egal cu 1 supra a la n, unde n este un număr întreg și a un număr real nenul, ceea ce pentru fracții, dacă aveam a pe b la minus n, era 1 supra fracție care e fracția inversată, deci este egal cu b pe a la n. Cunoștințe la care apelăm aici, deci atunci expresia noastră e de x va fi egal cu fracție la minus 1, înseamnă fracție inversată, deci x minus 1 la x minus 4 supra 3x minus 5 la puterea întâia, nu mai trebuie să scriem, ori 3x minus 5. Sigur că 3x minus 5 cu 3x minus 5 se simplifică și x minus 1 ori x minus 4 este descompunerea pe care o obținusem noi pentru x pătrat minus 5x plus 4. Ceea ce ne rezolvă punctul A și putem trece mai departe la punctul B. Rezolvați ecuația e de x este egal cu minus 2 pentru x aparține lui R fără 1, 5 pe 3 și 4. Ei bine, noi am văzut că e de x este x pătrat minus 5x plus 4. Deci vom rezolva ecuația x pătrat minus 5x plus 4 este egal cu minus 2. Putem trece pe 2 din membru drept în membru stâng cu semn schimbat. Deci vom obține x pătrat minus 5x plus 4 plus 2, adică plus 6, este egal cu 0. Ecuație pe care o putem folosi fie cu metodele specifice a ecuației de gradul 2, deoarece este o ecuație de gradul 2, nu ecuație de formă ax pătrat plus bx plus c este egal cu 0, fie prin descompunere în factori. Dacă lucrăm cu descompunere în factori, ne-am uitat după două numere care adunate dau minus 5 și înmulțite ne dau 6. Acele două numere ar fi minus 2 și minus 3. Și atunci descompunerea noastră ar fi x pătrat minus 2x minus 3x plus 6. Bine, nu aceasta este descompunerea, nu? Acestea ar fi primii pași. De aici factor comun pe perechi x pe lângă x minus 2, minus 3 pe lângă și dacă îl scoatem pe minus 3 factor comun, atunci în paranteză vom avea x minus 2, nu? deoarece avem plus 6 împărțit la minus 3, care este egal mai departe cu x minus 2, noul factor comun, pe lângă x minus 3. Și atunci revenind la ecuație, am obține x minus 2, pe lângă x minus 3 este egal cu 0. Și un produs de două numere este 0 dacă unul din factori este 0. Adică fie x minus 2 este 0, de unde obținem că x este egal cu 2, fie x minus 3 este 0, de unde obținem că x este egal cu 3. Și atunci soluția ar fi ca x să aparțină mulțimii formate din numerele 2 și 3 este de verificat întotdeauna dacă aceste numere corespund și domeniului de existență, sigur că și 2 și 3 aparțin lui R fără 1, 5 pe 3 și respectiv 4, ceea ce ne rezolvă ecuația. După cum spuneam, o altă variantă era să-l folosim pe delta. Nu? Avem aici a -u care este 1, b coeficientul X care este minus 5, c -u care este 6. Și atunci ziceam delta, este B pătrat minus 4AC, adică B pătrat minus 5 la 2 minus 4 ori 1, care au ori C, care e 6, care este 25 minus 24, este egal cu 1. Și atunci soluțiile X1 și 2, date de formula minus B plus minus radical din delta supra 2A. Adică minus B minus minus 5, care este 5, plus minus radical din delta, adică radical din 1, care este 1, supra 2A. 2 ori 1, 2. Deci cele două soluții erau 5 minus 1 pe 2, care este 4 pe 2, adică 2, 5 plus 1 pe 2, care este 6 pe 2, adică 3. Oricare dintre cele două variante este cât se poate de corectă și ne aduce la aceste două soluții, important apoi să nu uităm să verificăm cu domeniul de existență, chiar dacă în această problemă domeniul de existență nu ne-a impus niciun fel de restricție pentru ecuația noastră. Mergem atunci mai departe la problema 3, și aici ne întâlnim cu numerele reale a și b ni se cere la AMIC să arătăm că A este egal cu 27, ceea ce înseamnă să efectuăm calculele de aici. Deci îl vom scrie atunci pe A, care este 4 radical din 28, minus 2 radical din 63, minus 1, ori 2 radical din 7, plus 1. Ce trebuie să știm aici? este să scoatem factorii de sub radical. Radical din 28, pentru că este radical din 4 ori 7 și radical din 4 este 2, atunci radical din 28 va fi 2 radical din 7. Iar radical din 63, care este 9 ori 7, va fi egal cu 3 radical din 7 deoarece radical din 9 este 3. Și putem scoate, deci, factorii de subradical. Explicații mai în detaliu despre scoaterea factorilor de subradical sau introducerea factorilor subradical veți găsi o grămadă pe acest canal. Și atunci, a nostru este egal cu, în paranteză, avem 4 ori radical din 28, care am văzut că este 2 radical din 7. Și atunci, 4 ori 2 radical din 7 va fi 8 radical din 7. Minus avem 2 ori radical din 63, care am văzut că este 3 radical din 7. 2 ori 3 radical din 7 va fi 6 radical din 7. Minus 1 pe lângă 2 radical din 7 plus 1. A este egal atunci mai departe cu. 8 radical din 7 minus 6 radical din 7 este 1 radical din 7 minus 1. Pardon, 2 radical din 7, îmi cer scuze, 8 minus 6 este 2, nu 1. Așa, pe lângă, 2 radical din 7 plus 1. Și acum aici putem recunoaște prezența lui A minus B pe lângă A plus B. Formula de calcul prescurtat care ne dă A la 2, minus B la 2. Deci, 2 radical din 7 minus 1 pe lângă 2 radical din 7 plus 1 va fi 2 radical din 7 la 2, minus 1 la 2. 2 radical din 7 la 2 este 4 ori 7, 28, minus 1, care este egal cu 27. Ceea ce ne rezolvă atunci punctul A, deoarece am obținut că A este egal cu 27 și putem vedea în continuare punctul B. Calculați media geometrică a numerelor A și 2B. Ei bine, A știm că este 27, deci trebuie să-l aducem la o formă mai simplă pe B. B este egal cu radical din A minus 2, adică radical din 27 minus 2, supra 5, minus radical din și avem 3 supra A, adică 3 supra 27. Este egal mai departe cu radical din 27 minus 2. Este radical din 25 care este 5. Deci avem 5 pe 5 care știm că este 1. Dar am scris și acest pas. Minus 3 supra 27 se poate simplifica cu 3. Ne rămâne 1 și respectiv 9, deci minus radical din 1 pe 9, și după cum spuneam, 5 pe 5 este 1, minus radical din 1 supra 9 este radical din 1 supra radical din 9, adică 1 supra 3. Iar 1 minus o treime este 2 treime, este 2 pe 3. Noi trebuie să calculăm media geometrică a numerelor A și 2B. Dacă B este 2 pe 3, atunci 2B este 2 ori 2 pe 3, adică este egal cu 2 ori 2, 4 supra 3. Și media geometrică a numerelor A și 2B este radical din produsul lor, adică va fi radical din A care este 27, și 2B care este 4 pe 3. 27 și cu 3 se simplifică cu 3, ne rămâne 1 și respectiv 9. Deci avem că este egal mai departe cu radical din 9 ori 4 care este 36. Radical din 36 este 6. Așadar, media geometrică a numerelor a și 2b este 6, ceea ce ne rezolvă problema 3 și am ajuns la problemele 4, 5 și 6. Problemele de geometrie. Problema 4. În figura alăturată, triunghiurile ABC și DEC sunt echilaterale, iar D este mijlocul segmentului AC. La amic, ni se cere să arătăm că dreptele AB și AE sunt perpendiculare. Deci trebuie să arătăm că măsura unghiului BAE este de 90 de grade. Și cum măsura unghiului BAE... Este suma dintre măsurile unghiurilor BAC și DAE? Ne vom folosi de faptul că ABC fiind echilateral, BAC este un unghi de 60 de grade și atunci mai avem de aflat măsura unghiului DAE. Să ne scriem această primă observație. Triunghiul ABC este echilateral. De unde rezultă că măsura unghiului BAC este de 60 de grade. Să nu uităm că D era mijlocul segmentului AC și de asemenea că triunghiul DEC este echilateral. Deci DE, EC și DC sunt congruente. Ceea ce înseamnă că triunghiul ACE. Este un triunghi în care mediana DE, corespunzătoare laturii AC, este egală cu jumătate din aceasta. Deci, acesta va fi un triunghi dreptunghic. Este un triunghi dreptunghic cu un unghi de 60 de grade. Deoarece DEC fiind echilateral, măsura unghiului cu vârful în C este de 60 de grade. De unde ne va rezulta că unghiul cu vârful în A este de 30 de grade, și atunci BA și AE sunt perpendiculare, deoarece BAE are măsura de 60 plus 30, 90 de grade. Deci să ne scriem aceste deliberări, și anume faptul că triunghiul DEC este echilateral, de unde ne rezultă că DE. Este egal cu DC și măsura unghiului C este de 60 de grade. Apoi avem faptul că D este mijlocul lui AC, de unde rezultă că AD este egal cu DC și avem faptul că DE este egal cu DC. DE atunci fiind mediană în triunghiul ACE. Și de asemenea, avem faptul că AD fiind egal cu DC, DE este jumătate din AC. De unde ne rezultă că triunghiul nostru AEC este un triunghi dreptunghic. Este dreptunghic deoarece este un triunghi în care mediană este jumătate din ipotenuză. O mediană, dacă este jumătate din lungimea latului care îi corespunde, înseamnă că lucrăm cu un triunghi dreptunghic. Și atunci de acolo vom obține faptul că măsura unghiului CAE este egală cu 180 de grade minus măsura unghiului C de 60 de grade și minus măsura unghiului E de 90 de grade, adică este egal cu 30 de grade. Ceea ce înseamnă că măsura unghiului BAE, care este măsura unghiului BAC plus măsura unghiului CAE, va fi egală cu 60 plus 30, 90 de grade ceea ce înseamnă că dreptele noastre AB și AE sunt perpendiculare. Acum o altă abordare pe care o puteam avea aici era să luăm în calcul faptul că triunghiul DEC fiind echilateral și măsura unghiului D este de 60 de grade, ceea ce înseamnă că în triunghiul ADE, care este isoscel, cunoaște măsura unghiului cu vârful în D, de 180-60, 120 de grade, și atunci cele două unghiuri cu vârful în A și respectiv cu vârful în E vor fi 180-120 împărțit la 2, adică 30 de grade. De unde ajungeam tot la faptul că BAE este un unghi drept, ceea ce ne rezolvă punctul A mic și putem trece mai departe la punctul B, și anume. Dacă AC intersectează dreapta BE în punctul F, arătați că AC este egal cu de 6 ori DF. Și voi mări în primul rând desenul, pentru că pro probabil că urmează să ne facem niște construcții ajutătoare aici. Și voi reaminti un lucru pe care l-am mai spus și îl voi mai spune și anume, nu cred că veți trece prin evaluare națională fără să vă întâlniți cu o asemănare. Și atunci trebuie să fim foarte obișnuiți să, să le recunoaștem. De exemplu, dacă ne uităm pe acest desen, putem observa că DE și BC sunt drepte, ase sunt drepte paralele, și atunci triunghiurile DFE și cu CFB vor fi triunghiuri asemenea pe baza teoremei fundamentale a asemănării. Și aceste asemănări trebuie să fim obișnuiți să le căutăm și să le vedem pe desen mai ales cele din TFA, din teorema fundamentală a asemănării, care sunt destul de ușor de depistat. Acum, cum justificăm paralelismul? Avem faptul că DEC este un triunghi echilateral, deci măsura unghiului cu vârful în D este de 60 de grade, la fel ca măsura unghiului cu vârful în C din triunghiul echilateral ABC și atunci aceste două unghiuri se formează când dreptele DE și BC sunt intersectate de dreapta CD, de deci sunt unghiuri alterne interne congruente. Și deci dreptele sunt paralele. Ne notăm acest lucru. Faptul că CDE, fiind un triunghi echilateral, ne rezultă că EDC este de 60 de grade, de asemenea ABC, fiind un triunghi echilateral, ne rezultă că ACB este un unghi de 60 de grade și de aici ne rezultă că dreptele BC și DE sunt paralele, deoarece avem unghiuri alterne interne, D și E, pardon, D și C, care sunt congruente. Iar dacă dreptele DE și BC sunt paralele, atunci rezultă, conform teoremei fundamentale a asemănării, despre care veți găsi și alte filme pe acest canal, faptul că triunghiurile DFE, acum am scris DEF, nu e nicio problemă, deci DEF și cu CBF sunt asemenea. De ce ne ajută această asemănare? Pentru că ne va da o legătură între DF și CF. Adică, dacă triunghiurile sunt asemenea, laturile lor sunt proporționale. DE supra BC va fi egal cu DF supra CF. Va fi egal și cu EF supra BF, dar acest lucru deja nu ne mai interesează. De ce? Pentru că DE este egal cu DC și CE, DC este jumătate din AC. Deci, dacă punem aici faptul că DE este egal cu DC, care este AC supra 2, ne rezultă că valoarea raportului DE supra BC este 1 pe 2. DE este jumătate din BC ceea ce înseamnă că DF supra CF este 1 pe 2. Cu alte cuvinte, DF este jumătate din CF. Și ne rezultă, voi scrie deasupra, deci ne rezultă de aici faptul că CF este de două ori DF. Și cum DF împreună cu CF ni-l dau pe DC, atunci înseamnă că DF, care este jumătate din FC, este o treime din DC. O treime cu aceste două treimi împreună ni-l dau pe DC. Deci vom scrie, rezultă DF este 1 pe 3 din DC. Dar DC este jumătate din AC. Și atunci de aici, ne rezultă în continuare că DF este o treime dintr-o jumătate. Deci este 1 pe 6 din AC. Sau cu alte cuvinte că AC este de 6 ori mai mare decât DF. Ceea ce ne rezolvă problema. Acum dacă n-am văzut cu asemănare, o altă abordare pe care o puteam avea aici era cu un pic de construcție ajutătoare respectiv să-l prelungim pe ED până la intersecția cu dreapta AB într-un punct E', demonstrând apoi faptul că BCE E' este un paralelogram. Apoi dacă unim pe E' cu C, cele două diagonale ale paralelogramului, notăm punctul de intersecție cu O, se înjumătățesc. Deci O era mijloc pentru E'C. Și atunci, uitându-ne la triunghiul ECE', în acest triunghi era ușor să justificăm faptul că DE și ED' fiind de lungime egale, atunci D este mijlocul lui E', iar O este mijlocul lui C, ceea ce înseamnă că EO și cu CD sunt mediane ale triunghiului, deci mediane ale triunghiului CEE prim și atunci fiind mediane înseamnă că punctul lor de intersecție care este punctul F, da? CD și EO se intersectează în F este centrul de greutate și fiind centrul de greutate avem o proprietate pentru acesta și anume că el se află la două treimi de vârf și o treime de bază. Deci rezulta că DF este o treime din mediană. Adică DF este 1 pe 3 din CD. Și deci implicit o șesime din AC, care este dublul lui DC. O variantă, deci fără a folosi asemănarea. Oricare dintre acestea este cât se poate de viabilă și ambele ne conduc la același rezultat care ne permite să mergem mai departe la problema 5. Iată, avem aici, în figura alăturată, ABCD este un pătrat cu latura de 1 cm, și punctele MN aparțin laturii CD a pătratului, astfel încât DM este egal cu MN egal cu CN. AEFG este un pătrat de centru O, astfel încât punctul N aparține dreptei AG, și punctul G aparține dreptei BC, conform figurii. La amic, mic, ni se cere să aflăm aria pătratului AEFG. Și aici ne vom mări un pic figura și haideți să vedem cum vom proceda. Pentru a afla aria pătratului AEFG, avem nevoie să aflăm lungimea unei laturi. Sigur, sau lungimea diagonalei, dar noi vom merge pe aflarea lungimii unei laturi a pătratului, și atunci cel mai probabil vom căuta o latură care face legătura cu pătratul ABCD, unde cunoaștem lungimea laturii care este de 1 cm, și atunci acea latură va fi AG. Acum, AG, dacă dorim să ne aflăm, vom observa că este legată, ca să zic așa de din nou două triunghiuri asemenea, triunghiul ADN și cu triunghiul GCN. De unde știm că ele sunt asemenea? Păi BC este paralelă cu AD și GC este aceeași dreaptă, cu dreapta BC. Deci avem GC paralel cu AD și deci teorema fundamentală a asemănării ne spune că atunci cele două triunghiuri sunt asemenea. Să notăm această primă observație. GC paralel cu AD rezultă, conform teoremei fundamentale a asemănării, faptul că triunghiul ADM este asemenea cu triunghiul GCN. Atunci avem laturile lor care sunt proporționale, adică avem faptul că GC supra AD este egal cu GN supra AN care este egal cu CN supra DN Noi cunoaștem de asemenea faptul că DM MN și CN sunt logib egale și întrucât DC are lungimea de 1 cm, înseamnă că cele 3 vor fi de 1 pe 3 cm. Lucru pe care nu l voi mai scrie în demonstrație, îl vom folosi, este simplu de justificat, da? deci descris exact ceea ce am povestit aici, și care ne spune că atunci valoarea raportului CN supra DN este de o treime supra două treimi adică egală cu 1 pe 2. Și atunci și valoarea raportului GN supra AN este egal cu 1 pe 2, de unde ne rezultă că AN este de două ori GN. Și atunci dacă noi îl aflăm pe AN, îl vom avea și pe GN. Iar pe AN îl putem afla aplicând teorema lui Pitagora în triunghiul dreptunghic ADN. Voi șterge atunci primele deliberări pentru a face loc acestui calcul, și anume zicem că în triunghiul dreptunghic ADN. Aplicăm teorema lui Pitagora care ne spune că AN la 2 este egal cu AD la 2, deci 1 la 2, plus DN la 2, care este 2 pe 3 la 2, este egal cu 1 plus 4 pe 9, care este egal cu 1, îl putem scrie ca 1 pe 1 amplificăm cu 9. Deci 9 pe 9 plus 4 pe 9, 13 supra 9. Și atunci AN Va avea lungimea egală cu radical din 13 supra 9, care este radical din 13 supra radical din 9 este 3 cm. Avem lungimea lui AN de radical din 13 pe 3 cm și știm faptul că AN este de 2 ori GN, deci AN este egal cu 2 GN de unde ne rezultă că Gn va fi jumătate din radical din 13 pe 3, adică radical din 13 pe 6 cm. Și atunci AG va fi radical din 13 pe 3 plus radical din 13 pe 6 cm, adică AG Va fi egal cu, putem aici să amplificăm cu 2. 2 radical din 13 plus radical din 13 este 3 radical din 13, supra 6 cm. Și simplificând, desigur, 3 și 6 cu 3, obținem că este radical din 13, supra 2 cm. Iar dacă AG are lungimea de radical din 13 pe 2, deci lungimea unei laturi este radical din 13 pe 2 cm, atunci aria pătratului AEFG, care este dată de formula latură la 2, va fi radical din 13 pe 2 la 2 cm pătrați, adică area lui AEFG este egală cu 13 supra 4 cm pătrați. Ceea ce ne rezolvă punctul A, și putem trece mai departe la punctul B. Acum, pentru punctul B, vom relua acest desen, vom face puțină curățenie, ca să zic așa. Și iată, avem cerința: demonstrați că db este perpendiculară pe bo. Deci, avem de demonstrat o perpendicularitate. Vom demonstra în două metode. Prima dată ne îndreptăm atenția asupra patrulaterului ABOG și vom observa legat de acest patrulater că unghiul format de o diagonală, cum este GB cu o latură, cum este AB, este de 90 de grade. Iar unghiul format de cealaltă diagonală, AO cu latura opusă GO, este tot un unghi drept, de 90 de grade. Ceea ce înseamnă Că patulaterul ABOG este un patulater inscriptibil. O proprietate pe care poate am folosit-o un pic mai rar, și anume, reiau, faptul că unghiul format de o diagonală cu o latură este congruent cu unghiul format de cealaltă diagonală cu latura opusă, ne spune că patulaterul respectiv este inscriptibil. Notăm acest lucru, deci, AO. G este un unghi drept, iar GBA este un unghi de asemenea drept, unde AO și BG sunt diagonale ale patrulaterului ABOG. Și atunci, de aici, ne rezultă că patrulaterul ABOG este un patrulater inscriptibil. Și dacă este inscriptibil, putem folosi din nou această proprietate. Adică rezultă că unghiul format de diagonala AO cu latura AG, care știm că este de 45 de grade, deoarece AEFG este un pătrat, va fi egal cu unghiul format de diagonala BG cu latura opusă BO. Deci și unghiul OBG va fi un unghi de 45 de grade. Deci am folosit mai întâi proprietatea pentru a demonstra că este inscriptibil și apoi folosindu-ne de faptul că este inscriptibil, revenim la această proprietate a lui. Rezultă că unghiul format de dreptele AO și AG este congruent cu unghiul format de dreptele BG și BO. Adică unghiul format de o diagonală cu o latură este egal cu unghiul format de cealaltă diagonală cu latura opusă. Și vom folosi egal ca să putem zice că este egal cu 45 de grade. Deci, cu alte cuvinte, măsura unghiului OBG este de 45 de grade. Și avem de asemenea că măsura unghiului DBC este de 45 de grade. Haideți să o evidențiem și pe aceasta. Deci măsura unghiului DBC este de 45 de grade, deoarece ABCD este un pătrat. Și este unghiul format de o diagonală cu una dintre laturi. Și din cele două, iată că obținem că măsura unghiului DBO va fi egală cu măsura unghiului OBG, 45, plus măsura unghiului DBC, 45 de asemenea, adică este egală cu 90 de grade ceea ce implică DB perpendiculară pe BO. Noi puteam demonstra faptul că este inscriptibil și mergând pe alte unghiuri. Deci o a doua variantă ar fi fost să abordăm triunghiurile ABO și cu ACG, unde ar fi de observat faptul că măsura unghiului BAO pe care nu o cunoaștem, o vom nota cu X și o vom regăsi în triunghiul CAG. De ce? triunghiul, pardon, unghiul BAC are măsura de 45 de grade. Și atunci măsura unghiului OAC va fi egală cu 45 de grade minus X. Dacă mă uit apoi în triunghiul OAG, care este dreptunghic isoscel, nu este un sfert din pătratul AEFG, și acest unghi are măsura de 45 de grade. Și pentru că măsura unghiului OAC este de 45 minus X, atunci măsura unghiului CAG trebuie să fie egală cu X, deoarece împreună cele două trebuie să ne dea 45 de grade. Deci ca să notez, dacă notez măsura unghiului BAO Cu x grade, atunci îmi rezultă măsura unghiului OAC este egală cu măsura unghiului BAC minus măsura unghiului BAO. Adică OAC este egal cu 45 de grade minus x grade. Și atunci, pentru că măsura unghiului OAG este de asemenea de 45 de grade, și măsura unghiului OAG este OAC plus CAG, atunci măsura unghiului CAG va fi egală cu OAG minus, după cum spuneam, OAC, care va fi egală cu 45 de grade minus 45 de grade minus x grade. Adică, dacă desfacem paranteza, 45 cu 45 se reduc și este egală cu x grade. Cu alte cuvinte, CAG este congruent cu BAO. De ce mă ajută acest lucru? Pentru că atunci, cele două triunghiuri se poate demonstra că sunt asemenea. AB supra AC, latura AB a unui triunghi supra latura AC a celuilalt triunghi, este raportul dintre latura pătratului și lungimea diagonalei sale, adică este 1 supra radical din 2. Dar în același mod și AO din triunghiul mic supra AG din triunghiul mare este raportul dintre jumătatea diagonalei pătratului. Latura nici nu mă interesează ce valoare are. Voi putea nota L radical din 2 pe 2, deci jumătate din latură, supra latura pătratului, care este L. Și L cu L se simplifică, deci este radical din 2 pe 2 sau cu alte cuvinte, 1 pe radical din 2, după raționalizare. Și atunci, avem că AB supra AC este egal cu AO supra AG. Și unghiurile dintre cele două perechi de laturi proporționale sunt congruente. Deci, pe baza cazului latură-unghi-latură, rezultă că triunghiul ABO este asemenea cu triunghiul ACG. Și atunci măsura unghiului ACG va fi egală cu măsura unghiului ABO. Deci de aici ne rezultă că ACG este congruent cu ABO. Dar măsura unghiului ACG este 180 de grade. Fără măsura unghiului ACB, care este de 45 de grade. Deci, rezultă că măsura unghiului ABO este de 180-45, 135 de grade. Și dacă din această măsură, noi scădem măsura unghiului ABD, care este de 45 de grade, deoarece ABCD este pătrat, e unghiul dintre diagonală și o latură, ne va rămâne că măsura unghiului DBO este de 90 de grade. Deci dacă adăugăm aici faptul că ABD are măsura de 45 de grade, atunci ne rezultă că măsura unghiului DBO este diferența 135 minus 45, adică 90 de grade. Cu alte cuvinte, din nou, dreptele DB și BO sunt perpendiculare. Iată, deci două metode de rezolvare cu patru laterii inscriptibil sau cu asemănări de triunghiuri. Ambele ne conduc la aceeași concluzie: dreptele DB și BO sunt perpendiculare. Ceea ce ne rezolvă atunci problema 5, și putem trece mai departe la problema 6. Și iată, ne ajungem aici la problema 6. În figura de mai jos, pe planul pătratului ABCD de latură AB egal 1 cm, se ridică perpendicularele BN și DM cu DM de 2 cm și BN de 1 cm, deci la fel cu lungimea laturii pătratului. La amic ni se cere să aflăm lungimea segmentului MN. Și cum vom proceda pentru acest lucru? Păi vom folosi faptul că BDMN este un trapez, și putem construi înălțimea acestui trapez pentru a afla lungimea laturii MN. Haideți să-l vedem și în plan. Acesta ar fi trapezul dreptunghic DMNB, în care DM are lungimea de 2 cm, BN are lungimea de 1 cm, și BD, care este diagonală a pătratului ABCD, deci este dată de formula latura radical din 2 are lungime atunci de radical din 2 cm. Acum de unde știm că acest patrulater este un trapez? Știm deoarece BN și DM sunt ambele perpendiculare pe planul lui ABC. Deci pe planul ABC avem BN care este perpendiculară, MD perpendiculară de asemenea pe ABC, de unde rezultă că cele două sunt paralele deci BN paralelă cu DM, și de asemenea, dacă BN este perpendiculară pe planul ABC, înseamnă că este perpendiculară și pe DB, dreaptă care este inclusă în planul ABC. Deci, avem și faptul că NBD, de exemplu, are măsura de 90 de grade. Deci noi aici lucrăm cu un trapez dreptunghic. Și atunci, pentru a afla lungimea laturii MN, vom construi înălțimea din N pe DM, NP, apoi se poate justifica ușor faptul că BDPN este un dreptunghi, și deci NP va avea lungimea de radical din 2, PD va avea lungimea de 1 la fel ca BN, și PM va avea lungimea de 1 la fel ca PD, deoarece este diferența dintre 2 cm și 1 cm. Aceste deliberări le-am explicat și nu le voi mai scrie. Vom trece la calculul lui MN, folosind teorema lui Pitagora în triunghiul dreptunghic MPN, unde vom avea atunci faptul că MN la 2 este egal cu PN la 2 plus MP la 2, Adică este egal cu 1 la 2 plus radical din 2 la 2, 1 plus 2 care este 3, de unde obținem că mn are lungimea de radical din 3 cm. Putem sigur să nici nu aducem discuția la trapez, ci pur și simplu în figura pe care o avem în spațiu să ne construim prin n o paralelă la BD explicând apoi faptul că BNPD este un dreptunghi și deci PD are lungimea egală cu a lui de 1 de unde MP este tot de 1, NP la fel ca BD este radical din 2 și atunci din acest triunghi dreptunghi NPM să ne aflăm lungimea lui MN folosind teorema lui Pitagora. Eu am dorit însă să aduc această figură și în plan ca să pot să explic mai bine ceea ce vedem, să vizualizăm mai ușor perpendicularitățile și respectiv paralelismele și noi vom trece atunci mai departe la punctul B. Și aici ni se cere să aflăm tangenta unghiului format de planele AMN și ABC. Deci AMN, planul acestui triunghi și planul ABC, planul pătratului nostru. Și deoarece este vorba de aflare a unghiului diedru, ne trebuie pentru cele două plane să găsim dreapta comună, de să găsim intersecția lor. Și aici ne poate ajuta și faptul că am lucrat la punctul A mic, unde am văzut că BDMN este un trapez și deci dreptele MN și BD sunt concurente. Așa că îl vom prelungi pe MN pentru a se întâlni cu BD și vom nota punctul de intersecție al celor două drepte cu P. Deci, anunț această construcție: vom zice fie MN intersectat cu BD egal P. Ce putem spune despre acest punct P este că P aparține dreptei MN, care MN este inclusă în planul AMN și deci. Înseamnă că punctul P aparține planului AMN. De asemenea, P aparține dreptei BD, iar BD este inclusă în planul ABC, de unde ne rezultă că P aparține planului ABC. Și atunci, dacă P aparține planului AMN, și P aparține planului ABC, înseamnă că P aparține intersecției acestora. Și avem două astfel de puncte care se află în ambele plane. Atât punctul A cât și punctul P aparțin intersecției celor două plane, ceea ce înseamnă că dreapta AP este de fapt intersecția celor două plane, AMN și ABC. Deci pentru a găsi dreapta care este intersecția planelor AMN și ABC, ne-am uitat după două puncte care să aparțină ambelor plane. Și cum intersecția două plane este o dreaptă, atunci cele două puncte trebuie să aparțină acelei drepte. Deci, din faptul că P aparține intersecției planelor ABC și AMN și de asemenea A aparține atât planului ABC cât și planului AMN, deci intersecției celor două rezultă că dreapta PA este intersecția celor două plane AMN cum sunt nevoit să scriu de dedesubt intersectat cu ABC și aceasta este prima parte din efortul nostru de a găsi unghiul determinat de cele două plane, și anume stabilirea faptului că AP este dreapta lor comună. Acum, ce ne trebuie în continuare este câte o perpendiculară din fiecare plan pe dreapta comună. Și pentru aceasta vom apela la teorema celor trei perpendiculare. Întrucât NB este perpendiculară pe planul ABC, dacă noi construim din B o perpendiculară pe AP, ca de exemplu BQ, atunci și NQ, conform teoremei celor trei perpendiculare, va fi perpendiculară pe AP. Și acestea ar fi NQ și BQ, cele două perpendiculare, câte una din fiecare plan, pe dreapta comună. De să ne notăm, am zis fie BQ perpendiculară pe AP, cu Q aparține lui AP, adăugăm aici faptul că NB este perpendiculară pe planul ABC. Și atunci teorema celor trei perpendiculare ne zice că, deci T3P sau T3T, ne zice că și NQ este perpendiculară pe AP. Și atunci pe noi ne interesa unghiul diedru. Și iată aici avem unghiul plan corespunzător diedrului. Deci vom zice atunci unghiul determinat de cele două plane, AMN și cu ABC, este de fapt unghiul determinat de cele două drepte, NQ și BQ. Adică este unghiul NQB. Și noi trebuie să aflăm tangenta acestui unghi. Tangenta este raportul dintre lungimea catetei opuse și lungimea catetei alăturate. Deci problema devine de aflare a lungimii lui PQ. Și pentru aceasta va fi important să observăm faptul că BP și BD sunt congruente. Acum, de ce zic acest lucru? Pentru că dacă ne îndreptăm atenția asupra triunghiului dreptunghic MDP, vom observa că în acest triunghi NB este linie mijlocie. De ce? Pentru că în triunghiul dreptunghic, de să scriu aici, în triunghiul MDP, avem faptul că NB este paralelă cu MD, ceea ce am folosit la punctul amic, și NB este jumătate din MD. Și atunci avem o paralelă la una din laturile triunghiului care le intersectează pe celelalte două în N și B și lungimea segmentului NB este jumătate din lungimea celei de-a treia laturi, a lui MD, de unde rezultă că acea paralelă este linia mijlocie. Deci rezultă NB, linie, mijlocie. Și atunci, de aici, rezultă că B este mijloc al segmentului PD. De unde rezultă că BP este egal cu BD, egal radical din 2 centimetri. Și acum, cu ce ne ajută acest rezultat? Păi, noi trebuie să-l aflăm pe BQ, așa că ar fi bine ca ceea ce regăsim în planul ABC să ne construim în plan, să înțelegem mai bine contextul. Noi avem un pătrat ABCD și am prelungit diagonala DB astfel încât DB să fie egală cu BP. Apoi, ne dorim o perpendiculară din B pe AP, pe care am notat-o cu BQ. Și pentru a afla pe acest BQ, vom folosi o asemănare de triunghiuri. Dacă noi ne construim și diagonala AC, întrucât într-un pătrat diagonalele sunt perpendiculare, vom avea două triunghiuri dreptunghice asemenea. Unul din ele este AOP și cel de-al doilea va fi BQP. Aceste două triunghiuri sunt dreptunghice, deci avem câte un unghi O și Q care sunt congruente și au un unghi comun aici în P. Deci ele sunt asemenea pe baza cazului de asemănare unghi-unghi. Ne vom nota aceste lucruri și anume faptul că unghiul Q și cu unghiul O sunt drepte, iar P este un unghi comun. de unde ne rezultă, pe baza cazului de asemănare unghi-unghi, faptul că BQP, deci voi scrie de sub, triunghiul BQP este asemenea cu triunghiul AOP. Și atunci, din această asemănare, ne va rezulta faptul că BQ supra AO este egal cu BP supra AP. Ipotenuza triunghiului verde cu ipotenuza triunghiului evidenția cu galben. Și atunci de aici vom putea afla lungimea segmentului BQ. Acum, haideți să eliminăm această construcție în spațiu, că vom reveni la ea după și să ne încheiem lucrul aici în plan. În primul rând, și asta nu voi mai scrie, voi pune pe desen. Deoarece pătratul are latura de 1 cm, diagonala AC va fi 1 radical din 2, deci radical din 2, iar AO, care este jumătate, va fi radical din 2 pe 2. Deci pe AO îl cunoaștem. Este radical din 2 pe 2 cm. De asemenea, BO. Este radical din 2 pe 2 cm, deoarece diagonalele pătratului sunt congruente. Și atunci, OP va fi radical din 2 plus radical din 2 pe 2, adică, dacă aducem la numitor comun, este 2 radical din 2 pe 2 plus radical din 2 pe 2, adică 3 radical din 2 pe 2 cm. Ceea ce ne dă lungimea lui OP. Și atunci, dacă aplicăm teorema lui Pitagora în triunghiul AOP, îl putem afla și pe AP. AP la 2 va fi egal cu AO la 2 plus OP la 2. Adică AP la 2 va fi egal cu AO la 2, care este radical din 2 pe 2 la doua Plus OP, care este 3 radical din 2 pe 2 la 2, și vom obține, ia să vedem, AP la 2 este egal cu radical din 2 la 2 este 2, plus 3 radical din 2 la 2 este 9 ori 2, 18, supra 4, deci 20 supra 4, care este egal cu 5. Deci AP. Are lungimea de radical din 5 cm. Și atunci, dacă îl avem și pe AP, îl putem înlocui cu radical din 5 cm. Lungimea lui BP o cunoaștem, este radical din 2. Deci, revenind la această proporție, avem BQ supra AO, care este radical din 2 pe 2. Este egal cu BP, adică radical din 2, supra AP, care este radical din 5. Și de aici vom obține că BQ este egal cu radical din 2 pe 2, o radical din 2. Radical din 2, o radical din 2 este 2. Deci vom avea acest radical din 2 pe 2, o radical din 2, supra radical din 5. Deci BQ va fi egal cu. După cum spuneam, radical din 2, radical din 2 este 2 și 2 cu 2 se simplifică. 1 supra radical din 5 cm. Sigur că am putea raționaliza, dar urmează să calculăm o tangentă și atunci cel mai probabil că urmează niște simplificări. Așa că îl voi păstra pe BQ ca fiind 1 supra radical din 5. Și ne întoarcem la figura în spațiu. Așadar, BQ l-am aflat, este 1 supra radical din 5 și atunci tot ceea ce ne rămâne de făcut este să calculăm tangenta unghiului BQN, care este, după cum spuneam, raportul dintre lungimea catetei opuse, NB, și a catetei alăturate, BQ, care este egal cu 1 supra 1 pe radical din 5. Și 1 supra 1 pe radical din 5 este inversa ei, adică radical din 5 pe 1, care este radical din 5. Așadar, tangenta unghiului, determinat de cele două plane, este egală cu radical din 5. Ceea ce ne rezolvă atunci problema 6, odată cu ea și acest model de test. Nu uitați că imediat ce publicăm rezolvarea, în comentariu, în primul comentariu, precum și în descrierea acestui film, eu voi adăuga și testul al cincilea. Mult succes în continuare!